să ghicim azi ce temă avem. Iată, acolo e Anastasia și voi trebuie să ghiciți ce temă acolo. Să vie de ceva. Faci un pas înainte. Nu voi, Anastasia o face. Și încercăm. Cine e primii? Albaștri. Albaștri, spune ce scrie acolo. Nu-ți vede. Dar e lung sau e scurt? E un cuvânt. Iertare. Nu. Iertare. Nu. Mai facem un pas. Închinaciune. Haide acum. Închinaciune. Nu. Roșii. Adevărul. Nu. Încă un pas. Cinstea. Nu, și voi? Dar voi puneți albaștri la albaștri, roșii la roșii. Albaștri aici. Ia roșii. Bunătate? Milostenie? Nu, nu. Rugăciunea. Așa, stați aici, voi găsiți și de-am uitat. Nu, mai fă un pas. Milostenie. Ha? Milostenie. Dar de ce ai văzut? Ha? Milostenie, deci punct, albaștri au un punct, ne așezăm. Acum aveți următoarea joacă. Noi trebuie să spargem aceste baloane. În fiecare, unele baloane sunt goale, într-un balon este o foaie pur și simplu, dar în restul baloanelor sunt 5 citate din Biblie. Voi trebuie să sparge balonul, roșu sparg balonele roșii și albaștri și baloanele albastre. Așa, aici la copac, aici se duc roșii, este o Biblie și în partea asta la biserică de asemenea este o Biblie, aici se duc albaștri și la nuc se duc roșii. Vă duceți acolo, dar Biblia nu trebuie adusă de acolo aici. Voi trebuie să circulați și o să scrieți ce asupupieți, o să, din auzit, trebuie să aduceți mesajul aici la masă. Deci aici o să fie albaștri și acolo roșii și, nu știu, cum vreți voi, așa, aduceți și scrieți pe două foi textele. Așadar, ați înțeles? Da. Așa, pun până la sfârșit. Da. Începem. Marș. Haide. Hai, ceilalți. Dar nu vă așteptați. Repede. Nu, vamos. Haideți aici. Hai sus, bă. Și vedeți ce-a căzut. Și duceți-vă la Biblie repede și vedeți. Hai, dar n-aruncați-ai când sunt este cineva. E ca acolo în spate, unul la nuc și unul la în spate biserică. O spart unul de la roșie. Dă-le unul la roșie să scaute. Ei, nu cu Biblia acolo. Nu, Biblia stau la locul lor. Mașina 147 la dreapta. Sus, mai sus. Dip covor. Aici roșu au citit una care nu era nici să vedea. Da nici mai. Sus, mai. Ia, vă De pe covor. Nu, la Laura, pe care era ce-o
Trebuie să aduc cuvintele. Păi, începeți să aduceți cuvintele. Băi, n-aruncați când ies cineva la balon. Dip covor. Miluiește-mă, Doamne, vezi smerenia mea de către vrăjmașii mei, cel ce mai înalți porțile morții. 19, capitolul 9,3. Psalmul 9, versetul 13, așa, a doua. Omul milostiv își face bine sufletul său, pe când cel fără de milă își chinuie chipul său. Trupul său. Și trup? E o greșeală, așa? Dați toc și al roșu. Unde e trupul? Chipul. Deci o greșeală, unu. Așa, mai departe. Toți cu voce. Trei. Că milostenia ta să fie într-o ascuns și tatălui său, care vede și ascuns. Încă o dată, ca milostenia ta. Că milostenia ta să fie într-o ascuns și tatăl tău. Pune numărul cifra 2. Roșu. Tatăl tău. Care vede în ascuns, care îți va răsplăti ție. Nu, bine, hai, a treia. A patra. Iar Iobe era o ucenică. A spus. Cu numele Tavita. Care se zice căprioară. Aceasta era plină de fapte bune și milostenie pe care le făcea. Cinci. Și fiți buni între voi și milostivi precum și Dumnezeu va în Hristos. Da, ați greșit. Fiți buni între voi și milostivi iertând unul altuia. Pune acolo un... Iertând unul altuia, așa, trei. Așa, ia citiți mai departe. Gata. Cinci. Încă o dată, citiți. Și fiți buni între voi și milostivi, precum și Dumnezeu va... Iertat vouă în Hristos. Ce n-a scris aici? Va Hristos. Bine, trei greșeli aveți mari. Da. Așa, să vedem... Acum echipa roșie, haidem la masa lor. Nu, voia și el întâlpuneți. Nu, hai să vedem câte greșeli au făcut ei. Bun, scădem din... Dar nu mai este, că voi din acolo pe trei, noi am început-o pe două. Deci voi trei greșeli ați făcut. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. Așa, a doua, că și... Mila și adevărul să nu te părăsească, leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale. Așa. Fericiți cei milostivi, ca aceia se vor milui. Uh-huh. Fiți milostivi, precum și tatăl vostru este milostiv.
Așa. Da, a cincea. Dacă înseamnă să fie îndemnare, dacă împarte altora, se împarte cu firească cu nevinovăție. Dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă. Dacă miluiește, să miluiască cu voie bună. Un punct pentru că o glumă este. O șapte. Băi,